Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Cuvântul, cu fapta, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni,
iartă-le lor, Dumnezeu să iertă. Că nu este un fiu care să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac, cuvântul Tău adevărul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești vierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi, eroi neamului românesc, căzut pentru apărarea patriei și Ție slavă înălțăm! Împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, Făcătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Cele preacunate Maicii sale, minunile Sfinților, lăudaților, apostoli, pentru învierea din morți a dreptului Laza cea de-a patra zi și pentru ai tuturor Sfinților, sufletele adormiților, robilor Tăi, eroi ostași ai neamului nostru, în sânul Avram se odihnești, cu dreptii să-i numeri, pe noi să ne minuiești, ca un bun și viitor de oameni. Amin. Într-o fericită pomenire, veșnică odihnă pe Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, eroi ostași ai neamului nostru, șefelor Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și de fără, Doamne, veșnică pomenire. Această zi, binecuvântarea Bunului Dumnezeu a căzut într-o zi de duminică, zi în care în toate bisericile creștin-ortodoxe se săvârșește slujba slujbelor, sfânta și dumnezeiască liturghie, care ne aduce anul aminte de jertfa, moartea, dar mai ales de învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și ceea ce trebuie să aducem în vedere este faptul că Mântuitorul, după înălțarea Sa la ceruri, nu ne-a lăsat pe noi orfani, ci a trimis pe Însuși Duhul Sfânt. Dar ne-a mai lăsat un cadou de preț, o cheie pe care noi putem să o folosim, să intrăm într-o împărăție a Tatălui Său. Sfântul trup și sânge al Domnului și al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, biletul nostru de intrare într-o împărăție a Tatălui Său. Dar iată că în această zi de duminică, la această oră, când Sfânta Liturghie încă nu s-a săvârșit, patru preoți am venit aici, la chemarea Armatei Române, să slujim o slujbă de pomenire. Pentru că orice neam care nu are trecut și nu își recunoaște trecutul, nu are nici viitor. Putem să spunem că astăzi am săvârșit aici, la umbra acestei cruci, înfipte în glia patriei noastre, o liturghie. O liturghie în care am făcut aducere aminte
de cei mai vrednici și de cei mai pomeniți ostași eroi ai neamului nostru, care și-au dat viața lor pe toate câmpurile de luptă. Precum Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a lăsat însuși cu său trup și sânge, acest oștaș eroi ne-au dăruit nouă libertate și credință. Să ne folosim de aceste două atribute, să ne folosim cu adevărat ca să putem să intrăm într-o împărăție a lui Dumnezeu și să facem mândri și pe cei care și-au vărsat sângele lor, pentru ca noi să ne folosim de aceste două. În această zi de mare sărbătoare pentru Armata Română, ca delegat al înalt preasfințitul părintelui nostru Ioachim, aducem urări de sănătate, de mulți ani și de împliniri Armatei Române, militarilor activi, a celor care sunt în retragere și a veteranilor, și să le urăm un sincer la mulți ani. Dumnezeu să binecuvinteze România și armata sa. Onorată asistență, dragi camarazi, vă mulțumesc că sunteți prezenți la 6 aniversar alături de noi și am sentimentul prețuirii și atașamentului dumneavoastră față de oștirea țării. De fiecare dată, când armata a fost prezentă la manifestări în municipiul Roman, am simțit căldura cu care ne înconjurați și vă mulțumesc pentru aceasta, asigurându-vă în același timp că ne vom face datoria profesionalism întotdeauna. Vă rog să-mi permiteți să dau citire mesajului Ministrului Apărării Naționale cu ocazia Zilei Armatei României. Ordinul Ministrului Apărării Naționale privind sărbătorirea Zilei Armatei României 25 octombrie 2015. Astăzi este o zi importantă pentru țara noastră, Ziua Armatei României. Sărbătoare cu o rezonanță specială în conștiința și istoria poporului român, moment cu valoare de simbol al împlinirii naționale. La data de 25 octombrie 1944, ostașii armatei noastre eliberau localitățile Carei și Satu Mare din Ardealul răpit prin dictatul de la Viena. Anul acesta sărbătorim 70 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, 70 de ani de pace, 70 de ani departe de ororile unui război care a marcat întreaga omenire. Din statisticii oficiale, prețul plătit de țara noastră la finalul celui de-al doilea război mondial a fost unul dureros, România înregistrând peste 900.000 de morți, răniți, dispăruți, prizonieri și invalizi de război, dintre care circa 92.000 de militari și-au pierdut viața. În semn de prețuire pentru cei care au scris cu sânge și sacrificiul lor, cu devotament și curaj, istoria glorioasă a țării, Guvernul României a declarat anul 2015 drept anul veteranilor de război, iar Ministerul Apărării Naționale și-a asumat organizarea unor serii de acțiuni comemorative pe durata întregului an în toate garnizoanele din țară. La 7 decenii de la încheierea acestui război, cu prilejul Zilei Armatei României, noi, generațiile care le-au urmat, dar care nu i-au uitat, ne înclinăm cu respect și recunoștință în fața memoriei eroilor care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă și cu această ocazie transmite totodată un gând de prețuire celor 20.000 de veterani de război, 760 de văduve de război și 102.000 văduve de veterani de război. Armata este una din instituțiile care și-au definit menirea și împlinit destinul de a acționa permanent în slujba poporului, în toate momentele fierbinți ale istoriei naționale. Fidelă misiunilor încredințate în toată existența sa, apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale, oastea țării a învins duritatea vremurilor și a făurit oameni cu caractere puternice, de învingători. Alături de biserică, armata a reprezentat și continuă să fie unul dintre pilonii pe care întreaga națiune s-a sprijinit în momentele grele. Ziua Armatei României constituie pentru militare aflați la datorie în țară sau departe de hotarele ei, prilej de a cinsti și evoca faptele de arme ale înaintașilor care, prin jertfa lor, pe câmpul de luptă, au înnobilat sensul cuvintelor, onoare și patrie. Prin misiunile deplinite astăzi în țară și teatre de operații, militarii români se ridică la înălțimea faptelor de arme ale înaintașilor.
Gândurile noastre se îndreaptă în aceste momente către militari aflați în misiuni, departe de cei dragi, în teatrele de operații din Afganistan, Balcanii de Vest, sub egida NATO, ori în operațiuni conduse de ONU, UE sau OSCE. Ei demonstrează hotărârea noastră de a ne respecta angajamentele internaționale, de a întări statutul României de țară furnizoare de securitate în regiune, care contribuie din plin la efortul global de instaurare a unui climat de securitate și pace în lume. Participarea armatei noastre la operațiuni umanitare de menținere a păcii și de combaterea terorismului va rămâne un obiectiv de bază al politicii de securitate românești. Traversăm alături de aliații noștri o perioadă complexă din punct de vedere al situației de securitate. Criza din Ucraina și evenimentele din flancul sudic au impus alianței nord-atlantice regândirea priorităților și implementarea măsurilor de reasigurare și adaptare a statelor membre la noua situație. În acest sens, s-a trecut la fundamentarea unei noi viziuni strategice care presupune realizarea creșterii vitezei de reacție și constituirea unor structuri de comandă și control pentru prevenirea și contracararea noilor amenințări incluse în cadrul planului pentru creșterea capacității operaționale a Alianței. România, în acord cu angajamentele asumate, implementează propriile măsuri de reconfigurare și adaptarea capacităților defensive la realitățile generate de degradarea mediului de securitate din vecinătatea noastră. Unitatea de integrare a forțelor NATO a fost deja activat, iar comandamentul Diviziei Multinaționale de Sud-Est va fi constituit în scurt timp. Cele două structuri de comandă control aliate, care vor funcționa pe teritoriul țării noastre, înseamnă o prezență vizibilă și persistentă a NATO în România și vor avea un rol cheie în asigurarea legăturii dintre forțele naționale și cele NATO, îndeplinind funcțiuni de comandă și control în situațiile în care s-ar impune dislocarea unor forțe de reacție rapidă a Alianței. În plan național, prioritatea noastră de bază va fi consolidarea capacității operaționale a armatei României. În acest sens, am reușit să asigurăm creșterea semnificativă a alocațiilor bugetare pentru apărare, iar în anul, din anul 2017 vom asigura alocarea a 2% din PIB bugetului țării pentru următorii 10 ani. Tot din cadrul măsurilor de întărire a capacității de acțiune a structurilor militare, am sporit în acest an de aproape 3 ori numărul exercițiilor de pregătire și antrenamentele. Din cele aproape 340 de exerciții din acest an, aproximativ 40 fiind cu participare internațională. O importanță deosebită vom acorda în continuare și implementării măsurilor stabilite prin parteneriatele strategice ale României, în special cele cu Statele Unite ale Americii, cu cele două dimensiuni importante ale sale, proiectul scutului antibalistic de la DNSR-ul și dezvoltarea norului multimodal din cadrul centrului de tranzit de la Mihai Cocălnicianu. Doamnelor și domnilor generali, amirali, ofițeri, maestri militari, subofițeri, elevi și studenți, soldați și gradați profesioniști, personal civil. Ziua Armatei Românie constituie pentru întreaga națiune ocazia de a vă mulțumi pentru curajul, devotamentul și profesionalismul dumneavoastră. Mă alătur acestor gânduri, adresând cele mai calde felicitări și urări de succes în activitatea întregului personal al Armatei, precum și celor aflați în rezervă sau retragere și, în mod special, veteranilor de război de ieri și de azi ai Armatei noastre. Cinstim cu prețuire și respect memoria eroilor căzuți la datorie în teatre de operații și suntem alături de familia acestora, pe care le asigurăm încă o dată de sprijinul nostru. Gânduri bune și urări de sănătate transmis și militarilor răniți în misiunile executate în teatre de operații. Curajul și spiritul lor de sacrificiu îi inspiră și interes pe toți cei care au ales să-și servească patria în uniforma oștirii României. Dumnezeu să binecuvânteze Armata României la mulți ani. Semnează Ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa. Am onoarea să vă salut! Domnule Colonel Ciprian, Oschitorul Comandantului Garnizoanei Romani, domnilor ofițeri, subofițeri, maiștri militari, ostași, dragi veterani de război, ofițeri în retragere și în rezervă, stimați elevi, cadre didactice, reprezentanța instituțiilor din municipiul Roman,
preacucernici părinți, dragi prieteni romașcani. Iată, într-o zi frumoasă de toamnă, suntem din nou prezenți spre acestei armata română. 71 de ani de la eliberarea ultimei palme de pământ, de la Carei. Au trecut mulți, dar amintirea au rămas. 71 de ani, iar dacă mergem la cifra destinului acestui număr, suma redusă 8, reprezintă infinitul vertical, coloana infinitului lui Brâncuș, axa ordonatelor armatei române pe care, etapă de etapă, armata a clădit fapte de vitejie, prin care a asigurat suveranitatea, independența patriei noastre. Mereu facem referire la această zi, care este de o semnătate deosebită, dar aici trebuie coagulate și toate celelalte fapte de vitejie ale armatei române. Să ne mai aducem aminte și de prima parte a celui de-al doilea război mondial, trecerea Prutului și eliberarea Prutului românesc din partea de est. Primul război mondial, 1914-1918, Războiul Independență, 1877. Toate aceste perioade au lăsat în urmă sânge, au lăsat în urmă sacrificii, dar nu în zadar, pentru că astăzi România să fie liberă, să fie independentă și suverană, să poată sta la masă pe picior de egalitate cu toate statele din Europa și din lume. Și mereu trebuie să ne aducem aminte de eroii neamului care au făcut posibile aceste lucruri, chiar dacă astăzi nu le mai putem mulțumi în mod direct. Dar merită să ne aducem aminte de ei, să-i cinstim și să-i asigurăm de stima noastră. În același timp, trebuie să ne gândim și la armata română care astăzi este prezent. Cea care de la 1989 încoace mereu a operat în teatre de operațiuni, în Europa, în Balcani, în Kosovo, în zona asiatică, în Irak, în Afganistan, în Africa, mereu a fost prezentă și mereu și-a dus la îndeplinire misiunile cu demnitate. Suntem mândri că ostașii români au stat pe picior de egalitate, specialiștii noștri au dovedit o probitate morală și un profesionalism cu totul special, fiind apreciați de celelalte forțe armate ale NATO. În plan personal sunt mândru că am putut să dau un fiu armatei române specialist care deja și-a dovedit maturitatea într-un teatru de operațiuni. Toate aceste lucruri nu fac decât să privim cu onoare, cu demnitate, cu stimă armata română. O instituție reper de moralitate, care alături de biserică, de școală, ține vertical steagul națiunii noastre. Dar în plus, este națiunea care mereu și-a asumat, prin jurământ, prin dăruință, sacrificiul suprem. Este cea care, din momentul în care și-a asumat o misiune, a știut că niciun efort nu este prea mare pentru a fi realizat. De aceea, astăzi, 25 octombrie, vin cu bucurie, cu dragoste, să fiu alături de cei a căror zi este astăzi, cei îmbrăcați în frumoasa haină militară, cei care au sădit în suflet patriotismul și care pot să-l transmită tuturor celorlalți din jur. De aceea, astăzi, vin să urez și eu la mulți ani armatei române. Să spun, armată română, primarul municipiului Roman te respectă, te salută și îți mulțumește. La mulți ani, armată română! Oh.
depunem coroana de bucurie din partea veteranilor de Dumnezeu. Thank you.
Oh,